Asculți Jurnal Autentic la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători! Mă bucur să ne reauzim aici, la Jurnal Autentic. Numele meu este Simona Stănuleț, iar astăzi îmi propun să scriu o nouă filă în Jurnalul Autentic, alături de Daniela Vasilescu. Mamă, trainer, consilier parental și ofițer educație în penitenciar, propriile provocări au determinat-o să parcurgă diferite formări, coaching, theta healing, NLP, wing wave, și să ofere mai departe susținere părinților pentru a avea relații cât mai armonioase cu ei și cu copiii lor. În întâlnirea de astăzi ne-am dat voie să povestim puțin despre ce înseamnă un părinte conștient, despre cum, pentru a produce schimbare în exterior, este nevoie să pornim de la noi, din grijă și respect față de ființa noastră, dând mai departe modele sănătoase de a fi. Daniela Vasilescu, bine ai venit în cadrul emisiunii noastre, te invit să te prezinți. Mulțumesc, Simona, de invitație, mă bucur să fiu astăzi parte din această emisiune. Numele meu este Daniela Vasilescu, sunt mamă de o minune și odată cu venirea minunii mele pe lume, am început să fiu cât mai curioasă despre ce înseamnă evoluția omului, creșterea lui, și astfel am ajuns să îmbrățișez parentingul și să-mi doresc să inspir cât mai mulți oameni cu viziunea pe care mi-am însușit-o legat despre creșterea copiilor și nu numai. Daniela, eu te-am cunoscut pe tine într-un cadru relativ restrâns și m-a impresionat în cadrul unui retreat cu informațiile pe care le-ai dat și cu dedicarea pe care ai pus-o în acel workshop pe care l-ai prezentat atunci. Hai să vedem pentru astăzi și pentru ascultătorii noștri ce înseamnă parentingul. Mulțumesc de gând, Simona. Parentingul ăsta cu siguranță este un subiect nou. Cu siguranță pe vremea părinților sau a bunicilor noștri nu prea se auzea despre parenting sau viziunea parentingului era cu totul alta. Deja se știe și poate că deja ați citit sau ați văzut diverse idei despre cum se făcea parentingul pe alte vremuri. Parentingul, aș spune eu că este de fapt amintirile noastre retrăite prin prisma copiilor noștri și pe această idee eu mă bazez când povestesc și parcurg orice atelier de parenting, pornind de la ideea că odată cu venirea pe lumea copiilor noștri, de fapt, noi ne reîntoarcem la copilăria noastră și suntem nevoiți, vrând nu vrând, să retrăim încă o dată toate etapele vieții noastre alături de ei. Ce interesant! Și cum se întâmplă asta? Sunt convinsă că fiecare dintre voi ați avut poate un eveniment frumos sau poate un loc de care vă amintiți cu drag. În momentul în care îl retrăiți sau în momentul în care treceți prin preajma lui, cu siguranță vă încearcă niște emoții, ca și cum le-ați retrăi acele emoții. Ei bine, vreau să cred că asta se întâmplă și cu acest parenting despre care tot vorbim. Fie că acceptăm sau nu, în momentul în care apar minunile în viețile noastre, fiecare etapă a copilului nostru ne răvășește amintirile copilăriei noastre. Pentru că aș vrea să cred că sunteți de acord cu mine că tot ceea ce am trăit rămâne înmagazinat undeva, fie că ni le amintim, fie că ne dăm voie sau nu, fie că vrem să le uităm sau le depozităm acolo în sertărașe mai mult sau mai puțin ascunse. Toate lucrurile pe care le-am trăit au contat pentru noi, au fost cărămizile noastre pe care ne-am clădit astăzi. Iar în momentul în care vin copiii în viața noastră, suntem nevoiți
să ne uităm la acest desen tehnic, așa mi-l imaginez eu, ca și cum ne-am uitat la... Poate fi ca un bagaj pe care... Cu siguranță este un bagaj de care zic că până la venirea pe lumea copilului nu suntem neapărat atât de conștienți. Așa este. Chiar nu suntem conștienți, dar cum ar trebui să procedăm? De unde să începem? Cum să primim informațiile astea? Cum să le aplicăm? Pentru că toți ne dorim să fie mai bine și pentru copiii noștri și pentru noi. De unde să începem? De la acceptare. Poate că pot părea cuvinte mărețe și poate uneori clișeice, aș spune eu, că se vorbește destul de mult despre starea de prezență, despre a accepta ceva. Dar ăsta este punctul de la care putem pleca și cel mai ușor să acceptăm că ceea ce trăim noi, de fapt, este ca urmare a experiențelor anterioare și toate reacțiile pe care le avem în raport cu copiii noștri vin ca urmare a trăirilor noastre anterioare. De aceea unii părinți se înfurie când copiilor nu mănâncă, iar alții se înfurie când copiilor nu se îmbracă. Da? Pentru că fiecare dintre noi are un bagaj în spate și fiecare are altă încărcătură. Așa este, reacțiile noastre ca părinți sunt într-adevăr foarte diferite. Adică putem vorbi de părinți foarte înțelegători și care încearcă să depășească situațiile acestea de criză și părinți care chiar intră în jocul acesta care se naște odată cu furia, cu lipsa de acceptare. Ce facem atunci? Cum să ajungem la acceptare? Ce să acceptăm? Uite, haide să vă spun așa, că teorii sunt destul de multe și probabil că există și fel și fel de exerciții pe care și eu le pun uneori la dispoziție. Dar aș vrea să vă împărtășesc ce am făcut eu, poate va fi cel mai de folos. Pentru că eu am fost un părinte destul de anxios, m-aș fi numit pentru început, cu... foarte multe frici și foarte multe proiecții de viitor despre cum mi-aș dori să arăt eu în rolul de părinte și cum mi-aș dori să fie copilul meu. Adică trăiam foarte mult într-un viitor al minții mele și aveam un bagaj destul de anxios ca urmare a ceea ce trăisem până atunci. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi dau voie să mă educ. Cred foarte mult în puterea educației, o încurajez și o promovez ori de câte ori am ocazia și de aceea am permis să o fac și aici. Creierul este o structură maleabilă, care se, ca un mușchi, care se poate antrena pe tot parcursul vieții. În momentul în care ajungem la perioada adultă, el deja are sinapsele lui, are rețelele lui, are acea rețea de drumuri neuronale, să o numim. Ca să poți să schimbi această rețea, e nevoie să vii cu informație nouă. Ceea ce am făcut și eu, și nu vă să spun că citind o carte sau ascultând un podcast sau o emisiune de radio se va întâmpla un mare click. A fost nevoie să mă expun de multe ori la informație ca să învăț să gândesc și să-mi pun întrebările potrivite și să-mi dau răspunsurile mele personale, pentru că, așa cum fac și în atelierile pe care le țin, îmi dau seama că cea mai mare provocare a părinților este că nu știu să fie autentici și caută să aplice aceste instrumente magice fiecare pentru toți copiii și nu o să iasă niciodată. Aici ai mare dreptate și uite, nu întâmplător vorbești în cadrul emisiunii Trăiește Autentic, că până la urmă aici ne dorim să vorbim de autenticitate și hai să vedem ce înseamnă să fii un părinte autentic. Oh, da. Un părinte autentic este acel părinte care își dă voie să se ghideze după convingerile lui, după cunoașterea lui, după experiențele lui,
acel părinte care înțelege și acceptă că suntem diferiți, dar diferitul ăsta este ceva frumos și că nu trebuie ca tot ceea ce face copilul tău să facă precum fac alții. Nu-i nevoie ca el să fie de 10, nici cel mai bun olimpic, nici să mănânce ce mănâncă alții, nici să crească în ritmul în care cresc alții. Un părinte autentic este cel care își crește copilul ținând cont și de valorile lui. Nu zic că excludem aici informația, nu excludem de aici regulile și limitele, nu excludem de aici ideea și perspectiva de a ne integra într-o comunitate și de a trăi într-o bucurie și aliniere cu oamenii din jur, dar întotdeauna raportându-ne și întorcându-le la ceea ce ne face nouă bine, la ceea ce este important pentru noi și, de fapt, la ceea ce simțim și în ceea ce credem. Deci, cumva ne îndemni să ne cunoaștem copiii, să înțelegem cine sunt, ce își doresc, ce fac cu plăcere. Eu cred și vreau să cred asta, poate, că, de fapt, copiii sunt busole care ne întorc la noi și ne opresc din un ritm alert. Și cumva cred că apar în viețile noastre pentru că avem nevoie de asta. Ei ne fac să ne oprim. Ei ne fac să ne oprim pentru că plâng de prea multe ori și nu știm ce să facem, pentru că sunt furioși și nu știm ce să facem, pentru că nu vor să se îmbrace nu știu ce haine și nu știm ce să facem. Și atunci începem să ne punem întrebări. Începem să căutăm răspunsuri. De fapt, ce facem? Începem să ne oprim din acest ritm ciclic în care uneori intrăm și uităm, de fapt, de ce e important pentru noi. Recomand să ne întoarcem atenția spre noi și să ne studiem un pic pe noi și apoi să încercăm să facem ceva ca să le fie mai bine copiilor noștri? Oricum o să se întâmple asta. Oricum o să se întâmple asta. Știți, sunt mână în mână două categorii de oameni. Cei care acceptă ideea că pentru a deveni un părinte mai asumat sau pentru a avea o relație mai armonioasă cu copilul său, e nevoie să pornească de la el și să se mai autoeduce, să se autocunoască, să se autodezvolte. Sau, dacă reprimăm această idee, apare copilul care ne va apăsa toate butoanele, nu doar unul, nu doar două. Și am gluma asta pe care îmi permis să o repet, știți cum e, jobul poți să ți-l schimbi, poți să ți pleci departe de părinți când apar probleme, poți chiar să părăsești și căminul conjugal într-o extremă, când ceva nu-ți mai priește și nu vrei să ți se apese butoanele pe care ți le apasă oamenii din jur, dar de copil, pentru următorii 18 ani, este mult mai inevitabil. Provocator. Deci n-ai cum să scapi. Și atunci va fi acolo jonglând și apăsând pe butoanele noastre. Cel mai bine ar fi să-ți iei lecțiile rapid, pentru că altfel el te va tot butona. Am o întrebare și sunt foarte curioasă. Crezi că acești copii își dau seama ce fac? Își dau seama că ne butonează? Nu fac conștienți. Ei nu fac conștient acest lucru. Face parte, aș spune eu, din datul vieții, din evoluția noastră ca oameni. Dar vreau doar să spun că sunt mult mai treji la nivel de conștiință și mult mai inteligenți decât uneori îi subestimăm. Așa este și am văzut foarte multe cazuri și am și eu bucuria de a avea doi copii și evoluez împreună cu ei. Mă și gândesc de multe ori câtă răbdare au cu mine. Aș mai întreba, legat de partea asta de parenting, cum ai procedat tu cu... ai ajuns la cunoaștere și cum reușești să o dăruiești cu atâta pricepere? Mulțumesc de gând, de apreciere.
Am un alt principiu, mă ghidez așa după niște principii ale vieții pe care mi le-am însușit. În ideea în care cred că poți să inspiri și să transmiți oamenilor ceea ce îți dorești cu adevărat doar atunci când ești un bun practicant a ceea ce transmiți. Asta este un punct de reper și atunci când îmi aleg oamenii care să mă mentoreze sau cu care lucrez și colaborez. Iar ardoarea mea uneori sau dorința mea de a transmite lucruri despre parenting vine tocmai din provocările pe care le-am avut. Nu o să spun că am fost părintele ideal, nici de cum. Am avut atât de multe provocări și atât de multă frică și vinovăție în spate, care m-a adus în stadiu de copleșire și am avut de ales să rămân acolo, să-mi plâng de milă cu copleșirea mea cu tot, sau să caut răspunsuri și să depășesc etapa. În momentul în care am depășit etape după etape, am înțeles că se poate și atunci de acolo înflăcărarea cu care uneori vorbesc și mă prind în discuțiile părințești și dorința de a transmite ideea că se poate. Ideea că... Uite, Daniela, eu sunt un părinte care crește singură doi copii și m-aș bucura, sunt convinsă că sunt foarte multe femei în această postură, m-aș bucura să aducem câteva informații și pentru acest gen de situații. Sunt tot mai dese situațiile astea. Tot mai mulți părinți ajung în situația de a se separa și normalitatea o dă societatea. Dacă cu ceva ani în urmă normalul era ca familia să-și crească și să rămână în familii disfuncționale doar pentru a-și crește copiii, vreau să cred că în următorii ani acest lucru va dispărea complet și oamenii aleg să stea în relații sănătoase și să își separe drumurile atunci când acestea nu mai sunt ceea ce își doresc. Și asta cu siguranță aduce, din perspectiva mea, mai multe beneficii copiilor, deși pe vremea noastră, repet, se transmitea o altă idee. Vom rămâne acolo până te faci mare, ca să nu suferi tu, ca să nu zică lumea, poate, diverse convingeri. E provocator să rămâi părinte singur, asta vreau să subliniez și vreau să încurajez persoanele care trec prin situații de separare sau, de ce nu, poate de ce, sau alte asemenea împrejurări, să învețe să ceară sprijin în primă fază, pentru că este o etapă provocatoare, pentru că mintea nu este obișnuită cu acest tip de normalitate. Ea este privită ca ceva atipic. Și pentru că este privită ca ceva atipic, ne creăm singuri provocări. Dar se poate. Și așa cum am început discuția, pentru a putea fi un părinte monoparental echilibrat în relația cu copiii tăi, va fi nevoie să ajungi ghiciunde tot la tine, tot la noi. Și nu neg și nu ascund faptul că și eu sunt un părinte singur și faptul ăsta m-a împins în ultimii ani să pun foarte mare preț pe mine. Am învățat atât de multe lucruri despre mine în ultimii ani cât n-am învățat în toată viața mea. Am învățat ce-mi place și ce nu-mi place, am învățat să mai cer și ajutor, am învățat să mai spun și stop, am învățat cum e cu sacrificiul de sine, cu stima de sine și cu toate aceste pledoarii care au sens în momentul în care începi să te privești cu atenție pe tine și garantat. Ofer garanție pentru asta. În momentul în care am devenit tot mai bine cu mine, am devenit tot mai bine relația cu copilul meu. Dar, repet, este o situație care poate genera stres și dificultate, de aceea încurajez la a căuta oameni de sprijin în momentele în drum până la aliniament.
Așa este și foarte mult ajută ca să nu rămâi acolo singură sau singur, pentru că sunt și tați care își cresc singuri copiii. Ce am experimentat eu este că în prima fază mi-a scăzut foarte tare stima de sine și a fost un proces destul de lung ca să recuperez ceea ce s-a prăbușit instant în momentul în care am început să trec prin această perioadă a vieții, pe care trebuie să recunosc că nu-mi pare rău că am trăit-o, pentru că la fel ca și tine, m-am întors într-adevăr spre mine și foarte multe am învățat despre mine și așa este și încă învăț. Și așa este că m-am descoperit și relația mea față de copii s-a schimbat foarte mult, dar și înțelegerea mea. Dacă înainte poate eram un părinte care comparam, care nu știu, aveam pretenții, îmi doream, acum într-adevăr sunt într-o zonă de acceptare și studiez. Îmi place mult să studiez ce se întâmplă, ce simte, în ce fază este și de acolo să dezvolt. Da, da. Îi cumva provocator, repet, pentru că eu cred, părerea mea este că avem această direcție dată de societate, da, de ce înseamnă o familie și cum ar trebui privită ea și ce ar presupune ea. În momentul în care se întâmplă un divorț sau, de ce nu, poate un deces, se distruge, cade toată această construcție mentală pe care o avem și parcă nu avem puncte de reper. Automat apar provocări legate de capacitatea de a te autogestiona, descurca atât financiar cât și pe plan emoțional, această stimă de sine care ne arată cele mai ascunse frici în situațiile astea. Dar totodată vreau să cred că, de fapt, situația asta este o șansă unică de a ne privi cu lupa niște colțuri în care altfel nu am fi reușit. Așa stând noi pe canapea într-o relație frumoasă, nu ne-am fi uitat acolo la ele și nu am fi îmbunătățit lucrurile astea. Așa este. Poate nici nu ne-am fi gândit să îmbunătățim sau nici nu ne-am fi dat seama că avem nevoie să îmbunătățim. Uite, Daniela, pentru că timpul zboară și probabil că am avea multe de povestit, dar cu siguranță vor fi și alte ediții în care vom povesti despre aceste situații. Acum, pe final, te rog să dai, să zicem, câteva recomandări părinților care în acest moment poate încă nu au apelat către un specialist de parenting, sau încă nu s-au gândit, părinți care încă nu s-au gândit să pună accent pe această parte. Care ar fi recomandările tale? Recomandarea mea ar fi să fim deschiși. Să fim deschiși și să privim diferitul ca făcând parte din viață. Pentru că timpul ne-a demonstrat că niciodată nu suntem pregătiți pentru tot ce ne este dat să trăim și avem nevoie de a fi deschiși la nou, în primul rând, și vă recomand să vă căutați acei oameni care să vă inspire. Poate nu e potrivit încă din start să mergi la un psihoterapeut sau să faci o consultanță, partea de parenting, poate e provocator să învățăm să cerem ajutorul, dar îți recomand să stai în preajma oamenilor sau să-ți găsești puncte de repere care îți deschid apetitul pentru parenting. Pentru că, de fapt, parentingul este un alt mod de a ajunge la tine. Un alt mod de a-ți aminti ce ai trăit și de a vindeca lucruri de care nici nu ai știut. Ce frumos! Și acum la sfârșit, pentru că tu, de fapt, la bază ai o altă pregătire, aș vrea să dezvăluim ascultătorilor noștri și să ne spui cum se împacă. Totuși, sunt destul de mari extremele. Da, la bază sunt ofițer de penitenciare, am deja ceva vechime și lucrurile poate părea destul de antagonice privite așa, ce treabă are parentingul și
lumea penitenciară, dar mi-am dat seama în ultimii ani că, de fapt, totdeauna mi-au plăcut oamenii. Și după terminarea facultății am lucrat doar cu oameni și în slujba oamenilor, în diferite forme. Iar pregătirea mea mi-a dat voie să învăț să nu judec. Dacă aș spune cu ce m-a ajutat cel mai mult, cred că asta ar fi cel mai mare atu pe care l-am luat din meseria pe care o practic, faptul că am învățat să nu judec și să ascult povești de viață cum nici în cărți poate nu ați citit uneori. Ce frumos! Mă bucur mult pentru că așa îmi dau seama și eu și cu siguranță și ascultătorii noștri că de aici vine autenticitatea ta și locul tău chiar este în emisiunea noastră Trăiește Autentic și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Mulțumesc mult de gând, de invitație și vă încurajez să fiți autentici și să vă căutați în interior autenticitatea de care cu toții o avem. Aici trebuie să încheiem emisiunea de astăzi. Îi mulțumim invitatei noastre și o mai așteptăm la Radio Terra Nova. Iar pe dumneavoastră, dragi ascultători, vă îmbrățișez cu multă iubire și vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi. Vă invit să vă manifestați autentic și să ne întâlnim în fiecare luni la ora 17:30, aici, în cadrul emisiunii Jurnal Autentic, la Radio Terra Nova.